foarte important la parabole, în fața cărui public sunt spuse, uneori sunt spuse ucenicilor, uneori sunt spuse adversarilor. E de asemenea important în ce episod al vieții lui Iisus sunt spuse, după ce a intrat în Ierusalim, când mai are puțin și moare, când e încă în Iudeea, adică contează tot contextul. Și am încercat să clarific. Pe de altă parte, am abandonat până la urmă, pentru că am descoperit că disputa despre parabole e atât de complicată, încât unii spun că sunt 30, unii spun că sunt 32 și unii spun că sunt 114. Depinde ce înțelegi un parabol. Și am abandonat că intram în ceva fără sfârșit. Și contează, eu de-aia în carte dau toate variantele. Uneori sunt diferențe chiar în textul parabolei, care trebuie luate în seamă. Și care fac deliciul filologilor. Că cum dau de o diferență, zic, aici e o problemă, nu cumva asta nu e autentică.